Bine ați venit la tranzitul 2021 pentru Fecioară. Fecioară. Rahu și Chetu sunt în casa a noua și a treia. Deci pentru Fecioară tema principală va fi educația superioară și călătoriile. Vă veți certa cu oamenii cu credite, cu frații mai mici, verișori, prieteni. Comunicarea ta va deveni foarte agresivă acolo unde... Nu are logică și maturitate, vă veți pierde răbdarea. Chetul este în casa a treia comunicării. Pentru cei care lucrează și au de-a face cu călătorii, posibil să nu călătoriți cu colegii, vă veți certa. Veți citi și colecta multe cărți în ocult și în misticism. Rahun, casa noua, toată atenția îți este îndreptată spre studiu, religie, total diferită, vei avea parte de cunoștințe în filozofia străină sau dintr o cultură diferită și vei face parte dintr un grup străin. Vreau să spun că nu vei căuta acest grup, dar vei găsi o persoană care aderează la acel grup, face parte din acea cultură. Este ca și cum ai fi de altă religie sau orice și vei găsi o persoană care aderează la altceva, deci musulman, hindu, total diferite credința ta. Uh, veți căuta informații de completare a studiilor, ca și cum îți dorești să alegi o universitate, să zicem, în același timp, vei avea trei propuneri și, în special, în. Deci, rețineți după ceea ce văd eu pe hartă, este martie, aprilie, august, septembrie. Este un fel de a te întreba ce trebuie să aleg din acele trei. Uh, alegeri pe care le aveți este un fel de confuzie alegerii și veți fi un pic blocat în ceva sentimental aflat la mare distanță, în depărtare și asta vorbim sentimental, blocat sentimental uh, Rahu este în Taur Rahu întotdeauna poate clona planeta care guvernează acest semn, aici e vorba de Venus e un fel de căutare a unui ex ex iubit sau vor încerca să vină la voi să vă găsească. Este un secret sau o iubire secretă. Venus în casa a patra vă arată că veți cumpăra o mașină. Pentru cei care nu știu, este bine să meargă pe site-ul meu să citească Venus sau să vizioneze videoclipul cu Venus. Venus este cea care vă ajută într-o relație, cum păstrezi mașina, așa e și relația ta. Posibil să o cumpărați în februarie, aprilie sau octombrie. Soțul sau mama va călători peste ocean, în funcție de ceea ce văd pe harta respectivă. Veți avea certuri în casă în relație cu mâncarea în aprilie, iulie și octombrie. Sau poate una dintre aceste luni. E o ceartă cu partenerul sau mama în relație cu mâncarea. Iar în casă este bine să nu păstrați niciun tip de sticlă spartă. Deci dacă aveți ceva care s-a spart, a fost ciobit, vă rog frumos să o aruncați pentru că vă aduce pierdere financiară. Uranus în februarie și în aprilie va aduce schimbări din cauza unor certuri. Deci, eu, eu aș spune veți râde acum, dar atunci când veți vedea că încep becurile să pulpuie în camere sau oriunde, vă rog frumos să le schimbați imediat pentru a nu vă certa. Deci asta este prin februarie sau prin aprilie. Pentru fecioarele care își doresc copii, acum este timpul potrivit. Dacă ești femeie, vei rămâne sărcinată, pentru că ai pe Venus în casa a patra. Bărbații fecioară nu vor fi activi, numai dacă au dașa, pozitivă pentru așa ceva și în raportul în care le dă voie. Pentru unii vor fi importanți copiii și pentru alții va fi importantă politică. Mulți vor dori să exceleze în politică. Pentru cei tineri, studiile superioare vor fi studiile economice, lege, mecanică, orice tehnologie mecanică sau inginer. Dacă vei încerca să investești în orice tip de proprietate, marketing, vor fi puțin întârziate. În plus, va trebui să lași o persoană care te, ajuta să, la o, te va te ajuta înainte la o investiție. Atunci când vezi că are întârzieri mari, o schimbi pentru că numai atunci vrei, vei progresa. Vei lua pe altcineva care va fi mult mai rapid și te va ajuta. Pentru cei care vor studia, îi sfătuiesc să nu ia credite de la stat pentru studii. Dacă nu găsesc de lucru, nu pot fi plătit acele credite. În plus nu e un credit pe care să-l ștergi, ești dator. Vezi care este salariul sau media pe care o vei lua după terminarea studiilor și dacă se merită acest credit. Tehnologia care apare în fiecare zi și cere un doctorat, vă cere să fiți creativi. Pentru unii dintre voi nu este neapărat să luați un doctorat dacă doriți ca să, vă, să mergeți la, știu eu, pentru ceva care lucrați în networking, cum este Facebook. Să știți că foarte mulți pun creativitatea în față și nu doctoratele pe care le aveți. Cunosc persoane care au studiat și fac cu totul altceva și lucrează de, de fapt în Facebook, pentru că nu numai salariul este bun, este, sunt foarte creativi. Și până la urmă, acea facultate la care au făcut un credit nu le mai folosește la nimic. Deci, anul acesta, în 2021, este felul practic, real, de a lucra. Unde vedem lucrul acesta? Păi, soarele este în casa 12, este Lord în pierderi și e cu Jupiter în studii și Saturn, dedicație, întârzieri. După care lordul al 11-lea merge în casa a 6 ce înseamnă? Vei câștiga ceva în favoarea unui credit. Simplu. V vom învăța. Munca ta pe internet va fi bombardată de inamici. Vei descoperi că lucrează împotriva ta și nu cu tine și de aceea vei deveni mult mai închis. Nu te vai, nu poți și nu că nu vei avea capacitatea, pur și simplu nu vei dori să duci o luptă cu morile de vânt. Luna este da, niște învărsător, deci te retragi, un fel de retragere la care nu și are rostul să merg pe așa ceva, să acumulez acea energie negativă sau să mă cert cu acele persoane. Asta va fi răspunsul. Orice vei face în carieră își va lua cursul în trei pași. Deci, dacă să zicem că îți cauți de lucru. Trei pași vor fi trei interviuri. Sau dorești să termini, ai de dat niște examene, trei examene. Sau dacă vei merge mai departe, vor fi trei promoții. Dacă vei schimba, să zicem, cariera în alte orașe, vor fi trei orașe și tot așa. Deci trei pași veți avea în carieră. Marte în Casa 8 va fi foarte puternic. Pentru cei care sunt căsătoriți, arată că veți avea o îmbogățire rapidă în ceva comun cu partenerul, proprietate, casă sau poate idei noi de a face bani mai mulți împreună cu partenerul. Dar mai poate fi și. mai poate arăta în Casa 8 și o... o operație. Nu este a voastră, ci poate fi a unui frate, soră mai mic. Frații mai mici vor avea niște accidente musculare noaptea. De ce? Pentru că ne arată o ruptură, o întindere, ceva în momentul în care avem accentuată energia lui Marte. Și asta este posibil să fie prin martie sau august. Marte ne mai arată energia pe care o depui în cercetare, în tot ce este ascuns, mistic, sau poate că studiile pe care le faci au nevoie de multă, multă cercetare și voi, cum sunteți foarte analitici și organizați, veți citi tot ce ține de bibliotecă și de studiu. Cu acestea fiind, eu vă doresc un an bun, cu multă, multă sănătate, fericire și ne auzim. La revedere!